15 șahiști de la CSM Media și-au participat la Ziua Europeană a Șahului Școlar. Competiția, care a avut loc online la sfârșitul săptămânii trecute, a avut la start 81 elevi din județul Sibiu. La ciclul primar, cele mai bune rezultate au fost obținute de Maria Mihailă și Alexandru Simu, câștigători la fete, respectiv băieți, dar și ocupanții primelor două poziții în clasamentul general. La ciclul gimnazial, cel mai bun rezultat a fost reușit de Miriam Gherșulescu, locul 3 la general și locul 1 la fete, iar la categoria liceu, Adrian Mihailă a ocupat poziția a treia la băieți și locul 4 la general. În 24 septembrie a avut loc competiția Ziua Europeană a Șahului Școlar, competiție derulată sub egida Ministerului Educației, Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, Asociația Ager Sibiu și în organizarea Terra Șah Media. La competiție au participat 81 de elevi din județul Sibiu pe trei categorii de vârstă, primar, gimnazial și liceal. De la media și-au participat un număr de 15 elevi, toți componenți ai lotului CSM Media și sunt sportivi care se antrenează în cadrul clubului din municipiul Media. La primar am avut 8 jucători, dintre care primii 7 au ocupat primele 7 locuri și am avut câștigătoarea competiției Mihailă Maria, care a ocupat locul 1 la general, locul 2 general Simu Alexandru, după aceea locul 2 la băieți l-am avut pe Sofie Nicolas și locul 3 băieți primar l-am avut pe Sumășan Tudor. La fete locul 1, după cum am spus, Mihailă Maria, locul 2 Onea Decean Antonia Maria și Gersulescu Elisabeta, care a ocupat locul 3. La gimnaziu am avut un număr de 5 sportivi. Cea mai bine clasată a fost Gersulescu Miriam, care a ocupat locul 3 la general și locul 2 la fetă. La liceu am avut de asemenea 2 reprezentanți, pe Mihaila Adrian, care a ocupat la sfârșitul competiției locul 3 și locul 4 la general a fost ocupat de un alt component al Mediașului, Bumbuță Emanuel. În perioada 29 septembrie 2 octombrie, CSM Mediaș va fi reprezentat de 4 șahiști la o competiție internațională ce va avea loc la Roșieni. Aceștia sunt Maria Mihailă, Antonia Decean, Alexandru Simu și Laurențiu Blaj. În 29 septembrie, 4 componenți ai CSM Mediaș vor face deplasarea la Roșieni, unde are loc o competiție internațională de șah în vederea pregătirii pentru campionatul național de șah echipe mixtă ce va avea loc la Covazna la sfârșitul lunii octombrie. Cei 4 sunt Mihailă Maria, Onea Decean Antonia Maria, Simu Alexandru și Blaj Laurențiu.